Meșteșugul artei povestirii, și mai precis povestirea personală, dezvoltă foarte mult competențele socio-umane, respectiv îți îmbunătățește relația cu tine însuți și relația cu ceilalți. Pentru că șade în ființa umană, în, în profunzimea sa, dorința de a împărtăși, de a comunica cât mai real și mai autentic cu ceilalți. Sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și trainer și împreună cu Ioana Popescu te așteptăm la un curs de dezvoltare personală prin arta povestirii. Vor fi trei zile în care ne vom întâlni în mod real, vom lucra, vom uh, avea timpul necesar să ne așezăm în poveste, să ne descoperim pe noi înșine prin intermediul poveștii personale, apoi vom încerca să identificăm aceste tehnici pe care le folosim în mod, în mod autentic, dar intuitiv, și apoi vom încerca să aplicăm aceste tehnici în forma profesională de a împărtăși o poveste. Așadar, vă invităm la un curs în care să vă dezvoltați competențele de comunicare și de ce nu de a vă cunoaște mai autentic, mai profund pe voi înși Dați click pe linkul de mai jos și vă rugăm să nu uitați că împărtășirea personală este cea care creează Veridicul creează umanitatea din noi înșine și este foarte important să o redescoperim, să o punem în aplicare, să fim oameni prin poveștile noastre. Vă așteptăm!